O nouă metodologie de aplicare a legii educației vizează pe elevii din învățământul preuniversitar privind promovarea a 2 ani de studii într-un singur an școlar. Condiția acestei metodologii va putea fi îndeplinită numai de elevii care au rezultate școlare foarte bune și medii peste 9 la toate disciplinele în ultimii 2 ani de școală. Printre metodologiile care au intrat în vigoare în această ultimă perioadă, metodologii, să zicem, care completează sau explicitează prevederile din legea învățământului, este și cea care prevede posibilitatea unui elev de a promova 2 ani într-unul. Sunt niște condiții acolo care stipulează faptul că elevul trebuie să promoveze toate disciplinele din cei 2 ani cu note peste 9. Poate că a stârnit puțină așa efervescență, să spunem, în rândul elevilor și poate și al părinților, însă e greu de pus în practică. Parcurgerea a 2 ani de studiu într-un singur an școlar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învățământ preuniversitar. Se poate promova de 3 ori 2 ani într-un an, adică o dată în ciclu primar, o dată în ciclu gimnazial și o dată la liceu. Deci, teoretic, un elev ar putea să finalizeze studiile cu 3 ani mai devreme, vă spun, sau spun teoretic, pentru că practica acest lucru este greu de realizat. Au fost și anii trecuți, pentru că și legislația veche prevedea această posibilitate de a promova 2 ani într-un an. Au fost câteva cereri și la noi în județ, însă pe vremea aceea se făceau comisii de specialitate, se le dau evaluări la fiecare disciplină și au renunțat solicitanții când au văzut cât e de dificil să facă față acestor exigențe. Metodologia privind promovarea a 2 ani de studiu într-un an școlar va fi posibilă din anul școlar 2012-2013.